Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în galeria de artă Lascăr Borel a unui artiștilor plastici din Neamț. Invitata noastră de astăzi, a iubitorilor de artă pietreni și nu numai, este Raluca Ioana Enăchescu, arhitect de profesie, dar care a virat la modul cel mai frumos posibil spre artă. Ne prezintă aici o colecție de mozaicuri pe simezele Galeriei de Artă din Piatra Neamț. Au mai fost mozaicuri, dar acum câțiva ani, vă aduceți aminte, Elena Borondel. În rest, nu prea sunt artiști care să lucreze mozaic și mai ales care să expună aici. În primul rând îi urez, Raluca-i, bun venit în Galeria de Artă Lascăr Borel. Ce să vă mai spun despre Raluca? V-am zis că este absolventă de arhitectură. A urmat școala de artă din București sub oblăduirea doamnei Elena Borondel, care i-a aruncat scânteia. Fiorul artistic exista în Raluca, i-a trebuit doar o scânteie și un catalizator, da? Catalizatorul s-a numit la vremea respectivă Elena Borondel, da? Specialistă și dumneai în mozaic. Raluca șade așa împărțită între Neamț și București. Acolo are o casă, aici are o fermă, este și fermier. În București nu am casă, e culmea. Nu ai deși casă? Sunt născută în București, nu am nimic în București. Și când pleci la București, unde te duci? Unde stai? Stau și eu undeva. Stai și eu undeva? În orice casă. Am și eu un loc cu atelier. Am un loc cu atelier, dar nu mi-aparține. Adică nu e casa ta acum. Să plec, da. Da, ai acces la atelier când oricând dorești, păi, nu? Atelierul este în casă, improvizat într-un balcon. L-am umplut cu gresie și faianță, cu tot felul de scule și... Da, sfarmă piatră, sfarmă faianță și gresie, Raluca. Aici, în apropiere de Piatra Neamț, foarte aproape de Piatra Neamț, la Căciulești, în schimb, are o fermă pe cinste, oameni buni. Am fost acolo, am văzut, am rămas uimit. M-am uitat la Raluca, este o mână de om. La volumul de muncă pe care îl desfășoară permanent acolo și mai și creează. O mare parte din lucrările astea, Raluca, doar la București sunt făcute, realizate, pentru că nu pot să mut atelierul de colo-colo. Dar lucrezi și aici, am înțeles, nu? Nu, aici deloc? Nu. Aici doar ferma? Aici doar ferma. Păi și pisicile unde? La București sau aici? La București sunt pisicile, dar am pisici și aici. Păi știu că ai pisici și aici și am văzut multe postări de ale tale. Da, nu este chiar o fermă, trebuie să spunem publicului, că este vorba de livada bunicului meu, doctorul Mihai Enăchescu, născut în 1899, ca o paranteză, 1977. Ca o paranteză, doctorul Enăchescu a fost medicul mamei mele. Asta se întâmpla, dragi prieteni, prin anii, la începutul anilor 40. Era foarte cunoscut, era un medic care a plecat asupra oricărui, avea cu cât de mică suferință, cu blândețe și cu mare pricepere. Mama mea îl ține minte. Raluca mi-a făcut cadou într-o bună zi două volume de memorialistică, semnate de doctorul. Este vorba de un doctorul, roman, da, de un pe roman. Care l-a scris în perioada de pensie. O istorie romanțată, de fapt, da. În perioada de pensie, deci pe vremea comunismului, sunt niște informații care nu puteau fi publicate la ora aceea. El a rămas în formă de manuscris. Părinții mei l-au redactat pe calculator și l-au publicat în 2000. După 90, da. 2016, nici nu mai știu acum, de curând oricum, l-au publicat aici în Piatra Neamț, la editura Citatea Doamnei. Eu zic că este o fermă acolo la Căciulești, credeți-mă, pentru că nu-i doar livada, este și pământ și teren pe care Raluca îl cultivă, are și legume, are și flori, are și pisici, are și cățel mai... Nu, dar pisici vin, ai. Vin și căței. Vin și căței. Mai nu am căprioare, care îmi dau târcoale. Și care îmi strică pomii tineri plantați. Rod coaja. Și așa le-am depistat, pentru că n-aș fi știu dacă nu puneam acei pomișori, nu știam că... A, tu ai scos din pomii vechi ai libezii, da, nu? Da, pentru că erau foarte bătrâni, 80, 70, da, 80 da, de ani, nu mai rodeau, se uscau și atunci am hotărât că
că trebuie să reînnoiesc livada, dar este o muncă fantastică, o cheltuială fantastică. Da. Cu mânuțele astea așa. Fac multe. Da. Așa, am și ajutoare, bineînțeles. Am avut 2 ani, deci din 2018 m-am apucat, 2018-2019 am avut ajutoare, dar în anul 2020 am rămas singură pe plantație. În perioada asta ciudată, da, și totuși de... am găsit resurse, am zis trebuie să mă descurc singură. Unii colegi din filiala din care aparțin îmi spun Scarlett O'Hara, da, sunt o Scarlett O'Hara, da, probabil, da, 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 lupt, da, da. Știu că natura te îngenunchează, n-ai ce să faci. Te îngenunchează dacă nu respecti, dacă nu te oprești în momentul în care trebuie, da, când cazi ce dar trebuie, trebuie să ai și, să ții și ritmul cu ea, pentru că în anotimpul primăvară n-ai făcut anumite chestii, nu le mai poți face, pierzi anul, aștepți un an. Ai un an pierdut. Un an pierdut. Și atunci, da, mă împart între serviciu din București, așa, și vin și aici. Și când vin, fac foarte multe lucruri, pentru că ne locuim permanent aici, trebuie să fac multe lucruri. Și încep și sun. Trebuie să facem aia și... În afară de asta, Raluca, să știți, dragi prieteni, și dacă sunteți interesați, puteți lua legătura direct cu ea sau să mergeți la Căciulești, oferă și spre vânzare o mulțime de produse absolut bio. Începând cu fructe, da, da, deci pomii nu au fost tratați, da, udați, da, de, da, ani de zile. Am niște merionatani pe care bucureștenii, prietenii mei, s-au îndrăgostit și așteaptă în fiecare toamnă recolta. Apropo, cum va fi anul ăsta recolta? N-au avut floare. Anul ăsta nu au avut floare ionatanii. Nu știu, nu au avut floare, probabil că se odihnesc, eu zic că ei se odihnesc pentru că au rodit foarte mulți în anii, ultimii 2 ani au avut roade bune. Și anul ăsta... Nu mă plâng că n-am roade, pentru că odihna lor este și odihna mea. Da, schimb, ai ceilalți pomi. Ai alți pomi pe care trebuie să-i îngrijesc. Deci livada respectivă nu conține doar meri. Păi vă spun eu, am 165 de ionatani, 35 de meri plantați de bunic cu alte soiuri, nu le cunosc pe din afară, așa, dar o să le aflu, am o vecină care mă ajută să identific. Am plantat 69 de peri anul trecut în toamnă, 100 de pruni în primăvara asta am plantat, 85 de nuci am numărat de la bunicul rămaș. Pentru magiun, nu? Și pentru magiun, și uscate, și... și alte forme de prelucare ale prunei, unele mai răvnite decât altele, da? Ai grijă la o țuică bună de prună, să nu-ți bagi joc de asta, ai un cazan bun, pentru că aia este licoare, este medicament, da? Stați liniștit că sfatul a ajuns prea târziu. Bun, să revenim la ce se întâmplă în momentele astea aici, Raluca. Eu am preluat de la tine afișul, nu știu, poate ai intrat un pic în, așa, în panică, l-am postat mai târziu, eu știu un mers. Dacă îl pui prea repede, trece cu vederea, mai ales dacă mai vin niște postări. E proaspăt și lumea așa, nu uită. Absolut, asta, cât mai aproape de eveniment, atunci are vizibilitatea maximă. Am invitat prieteni iubitori de artă și de frumos pietreni să vină aici la galerie. Nu va fi un vernisaj propriu zis, deși și tu, dar să știi că și eu mi-aș fi dorit să fie un vernisaj așa clasic, cum îl știm noi, cu public, cu cineva care să vorbească despre lucrările poate tale. Poate așa ad hoc o să se întâmple ceva frumos. O să se întâmple ceva frumos.
cu siguranță expoziția ta nu va trece neobservată, pentru că este, repet, ceva inedit în ultima perioadă aici, în Galeria de Artă Lascăr Borel, da. Mozaicuri. De unde îți alegi temele, Raluca? Din natură, bineînțeles, pentru că vreau să atrag atenția. Noi am fost proiectați de Dumnezeu în natură, lăsați. Și nu mai știm să iubim, să înțelegem și nu mai știm de unde venim. Am creat orașele astea care sunt niște monștri. Monștri de oțel și sticlă. Sunt niște monștri care ne... încearcă să ne devoreze. Ne devorează, dar ne degradează. Ne degradează. Și expoziția asta vine ca o reacție a orașului în care trăiesc, deci cel mai aglomerat oraș, capitala. București. Zgomot, da. Poluare, forfota obositoare, efectiv năucitoare, și vin la livadă și aud păsări, aud foșnetul vântului. Greierii noaptea, greierii, în perioada asta, da. Da, câte păsări n-am și greieri și apusurile. Mai bine câte o pisică și din vecin, nu ai și tu. Apusuri, fabuloase. Niște apusuri fabuloase. Așa. Când plouă frumos și vezi pomii cum se... Da. Sunt sărutați de ploaie. Fiecare an este altfel, deci nu se repetă, nu e o monotonie în natură. Da. Anul trecut am avut o ferie cu pomii, cu Ionatani înfloriți. I-am reprezentat într-una din lucrări. Anul ăsta am avut un câmp cu maci. Căprioarele astea. Adică în fiecare an este ceva frumos și spectaculos. Mă uit la când te-am luat de mână și am arătat-o publicului. Zic, o mânuță care încape în mâna mea și mai este loc, care muncește pe brânci acolo la ferma de la Căciulești, dar care și folosește unelte serioase. Da, aparat de grese și faianță, pentru tăiat tot felul de clești, nu? Ca să dai formă la fiecare pietricică. Fierăstrău vertical, asta cu fierăstrău vertical mi-am format. Așa, și mă uitam pe bătături. Bătături, acum Raluca, am tăieturi, că am smuls niște buruieni ieri. Am venit repede pe stratul de flori. Dacă ar fi să te stabilești definitiv, bun, am înțeles, forfota orașului, nebunia, orașul care devorează oameni, care devorează suflete mai ales, nu oameni. Sufletul, așa? Da. Unde ai prefera să te muți definitiv? În București sau aici? La Livada, aici e sufletul meu. Cum ai reacționat când ai aflat că ești moștenitoarea domeniului de aici, de la Căciulești? Tu, o fată născută în București. Eu știu livada asta din 1991, din nu din copilărie. Eu am fost privată în copilărie de această livadă, în 91, când s-au retrocedat. Bunicul și tata au primit înapoi. Nu, bunica. Bunicul nu mai trăia, n-a mai avut bucuria asta. Bunica era foarte bătrână, 80 de ani. Și eu nu am știut niciodată de existența acestei livezi. Atunci am cunoscut-o, am venit, am fost uimită, era toată curtea era plină cu pomi. Alergam, mă rătăceam, nu mai știam pe unde să cobor înapoi spre case. Deci era pom lângă pom. Da. A fost. Și am venit an de an în studenție. În studenție veneam an de an. Ai venit și cu colegi de-ai tăi? Nu. Tu le-ai adresat, am văzut o rugăminte, nu o rugăminte, o invitație, de fapt, prietenilor tăi artiști, da, și nu numai din București și de peste tot, vreau să vină la un fel de rezidență la Căciulești. Da, vreau să merg cu livada asta, să o dezvolt pe două laturi, pe o latură... Economică, nu? Bine, și economică, pentru că nu poți să investești atât, sigur, și să nu ai și un câștig. Beneficiu, sigur. Dar vreau să merg pe latura asta a sănătății, cu produse bio, cu siropuri, dulcețuri, plante medicinale, așa. Da, da. Și pe de altă parte, pentru că în familia Enăchescu artele au făcut parte din educație și... Din viața chiar, lor. Da, din viața lor, chiar dacă unii n-au avut carieră pe partea asta, dar
talentul artistic s-a manifestat. Păi, fie dovadă că Așchea nu sare departe de bunicul noi. Bunicul înscris și chiar avem și o pânză de la dânsul. Două surori ale bunicului au studiat arte frumoase cu Octav Băncilă la Iași. Tata, arhitect, a fost la fel, acuarele, grafică. Da, da. A scris poezii și a publicat 5 volume și unul mi l-a lăsat, e moștenirea mea, trebuie să-i public și acel volum până la urmă. Și eu cu mozaicurile, am primul mozaic, Adiere de Vânt, l-am făcut în 2015 și atunci a fost momentul în care am zis, asta trebuie să fac, asta e drumul meu. Am avut câțiva ani căutări, am trecut prin mai multe arte. Uite, pentru publicul prieten nemțean, cei care se vor uita pe micile ecrane, Raluca a fost prezentă la Bienala Lascar Vorel de anul trecut cu o acuarelă absolut superbă. Mă așteptam, mi-am văzut numele, știam că a participat. Eu n-am fost la vernisajul Bienalei, dar am fost ulterior și am filmat absolut toate lucrările și căutam niște mozaicuri semnate Raluca Enăchescu. Spre surprinderea mea am văzut o acuarelă, Raluca, dar absolut superbă. De ce nu și acuarela? Sau asta este printre acuarela... picături? Sau folosește acuarela ca schiță? Prin 2016... am organizat o expoziție colectivă în cadrul unui festival de teatru. Așa. Și atunci mi-am invitat cunoscuții, foști colegi, dintre care și pe arhitectul Mugur Popa. Și i-am scris la un moment dat un mic articol, începusem să și scriu pe un site pe Ideon 3D, și i-a plăcut lui că în final am scris că ne-a arătat un pic din tainele picăturii de acuarelă. Așa, și atunci așa. I-am dat curaj și m-a sunat, zice, vreau să facem un cerc de acuarelă. Mă, dar zic, eu nu m-am desenat acuarelă, nu prea mă pricep, nu nimic, lasă, trebuie, dar fără tine nu pot să fac asta. Și zic, bine, hai să începem. Și atunci, 2016-2017, am lucrat mult. Da. În fiecare sâmbătă ne întâlneam. Abandonase și ideea de mozaic? Nu abandonasem, nu. Dar în 2017 am avut prima expoziție personală și atunci am zis, mă opresc cu acuarela, că trebuie să lucrez mozaicul și să... Se pare mai... Eu simt că... foarte corect spus, mai serios mozaicul față de acuarela. Da. Foarte multă vreme. Bun, mozaicurile, admirăm și acum mozaicuri de câteva mii de ani executate cu de frumusețe care taie răsuflarea efectiv, cele care au fost bine păstrate, bine conservate, Pompei, inclusiv la Constanța, sala de mozaicuri, la Muzeul de Istorie din Constanța. Foarte multe edificii romane, în special, dar și grecești, care aveau mozaicuri încă vizibile și care au fost bine conservate. Acuarela este mai nouă, mult mai nouă în branșa artistică. A fost socotită multă vreme ca așa, ca un fel de cenușăreasă a artelor, deși mai toți mari artiști au recurs la acuarelă în perioada de început sau mai tot timpul ca sub formă de schiță de teren. Acuarela nu e chiar atât de simplă. Păi nu e. E o chestie spontană și orice strop care le-ai aruncat poate să strice sau să facă bine lucrările. Nu mai poți să revezi. Și strici foaia și la revedere. Da. Cum se întâmplă la mozaic? În momentul când ți-ai ales tema, îți confecționezi suportul și apoi schița sau... Asta e prima lucrare din 2019 în care mi-am făcut schița
mi-a venit ideea și am pus schița, forma așa, asta, am prelucrat-o un pic pe calculator după aia și am avut ideea lucrării exact. Dar cu celelalte lucrări am pornit, deci până în 2019, 2015, 16, 17, 18, eu am pornit la drum doar schițând niște linii majore. Și pe o planșetă, nu? Pe placajul de pal. Pe suport. Pe suportul de pal. Da. Și din mers ajungeam în final combinând bucățile de gresie și faianță, culorile între ele, pentru că nu puteam să spun, să fac o schiță și să zic, dar n-am nuanța asta de gresie, n-am, asta e rău la mozaic, ai nuanța respectivă în verdele de nu știu câte verde, dar nu este exactă la care ai nevoie. Ok, nu găsești în general în magazine, că doar de acolo te aprovizionezi. Cam tot ce ți-ai dorit, materie de nuanțe, la lucru. Vreau să zic că prietenii, cunoscuții îți fac îndonează. Chiar vineri, înainte să vin cu mozaicul, cineva mi-a zis, am un sac, ce fac cu el? Să nu le arunci! Am renunțat, că nu mai se putea căra înapoi în casă, era foarte greu și am renunțat. Dar am achiziționat multe, am multe. Ești pregătită să mai susții câteva expoziții, nu? Da, multe, da. Durează o lucrare și nu mă refer la una de anvergură mare, de dimensiuni mari, pentru că ca să potrivești fiecare pietricică cu cleștele. O tai, efectiv, le tai, da. Din plăci mari, ajung la milimetri. Păi nu pot să dau, mă întrerup, eu nu am o cursivitate, continuă, pentru că mai ai și alte activități. Am serviciu, m-au apărut și livada, da, și fug, da, de colo-colo. Dar, nu știu, pot să spun că mi s-a întâmplat într-o săptămână să fac, dar lucrând. Am avut perioade când veneam de la servici și cât era lumină, lucram. Eu le lucrez numai pe lumină, da, ca să nu se deformeze culorile, nuanțele. Pentru că mi s-a întâmplat să lucrez la naturală. S-a întâmplat să lucrez surpriză, la bec și s-a surpriză că nu se potrivește. Față de schița ta, nu? Sau ce-ți doreai? Culorile între ele nu mergeau unele lângă altele. Am înțeles. Și atunci numai eu pe lumină lucrez. Și am care am? Am Mama Natură, pe care am făcut-o. Mama Natură. Te iubește Mama Natură? Știu că te iubi, tu o iubești pe ea. Da, dar ea pe tine te iubește, Raluca, ce ai simțit-o așa? De când ești mai aproape de ea, de cu livada, dragă, ce vești? Am simțit că îmi comunică. Am simțit și că îmi simte sau aude sau percepe gândurile. Dacă am vrut să tai un copac, pentru că făcea multă mizerie și toată lumea locolea, zicea, nu-i bun nici de țuică, nu-i bun nici de mâncare, nu-i bun, sunt acre, mici și acre și nu-i bun de nimic. Hai să-l tai. În anul respectiv, o singură creacă a făcut fructe și a stat cu minte. Și atunci am zis, nu, asta e un semn. E un semn, nu-l mai e așa. Și acum, de curând, mi-a cerut cineva, mi-a spus că are diabet și vrea mere acre. Exact fructe dintre alea. Da, și uite ce semn bun pentru cei cu probleme cu diabet, cu așa, ar bine, fi... Ce frumos. Exact. Thank you.
revenim la mama natură, cea de pesimeze. Într-adevăr, natura este omniprezentă în fele tale. Sunt și multe personaje, sunt și teme biblice, unde văd pe Adam și Eva, sub pomul cunoașterii, cu mărul, fructul oprit, șarpele, ispita, așa. Mult timp am avut cercul în compoziție, care reprezenta, de fapt, soarele, lumina. Eu sunt o persoană solară, mie îmi place lumina. Dacă n-am lumină, căldură, nu prea pot să funcționez. Da. Și cercul ăsta apare, fie că e din cupru, fie că apare ca o aureolă, un înțeleg la personaje aureolă, el de fapt este soarele. Și mai nou am observat că am descoperit un nou simbol, copacul. Chestia e că am stat în natură printre foarte mulți copaci și asta aduce către... deci este un copac viguros, cu trunchi, înseamnă sănătos, echilibru, cu rădăcini, cu rădăcini, cu protecție, care o coroană mare și bogată și pomul înseamnă și o protecție. Și... simți că rădăcinile tale sunt aici, da, la Căciulești? Și nu în București. Deci aici? În piatra. Deși în tu Căciulești, bunicii nu au locuit în Căciulești. În Piatra Neamț au locuit. Căsuța era o căsuță de vacanță, se trimitea pe copii, nu știu ce, nu s-a locuit acolo. În Piatra Neamț. Bine, dar ai făcut căsuța acum locuibilă. A făcut-o tata. Trebuie să ai... Și mai investesc în ea. Nu te-ai gândit încet să munți și o parte din atelier aici? Că loc ar fi. Și lumină, slavă Domnului. Și liniște. Dar trebuie să mă mut cu totul. Cu totul, când te-a putut așa ceva. Pentru că nu pot să am un ștraif de culoarea roșie acolo, un ștraif aici. Da, nu pot. Să umbli după ele, da. Nu pot, e greu. Bun, în privința asta, într-adevăr, Bucureștiul pare mult mai ofertant. Și materie de spații expoziționale, și materie de, uite, de materie primă pentru lucrările tale. Ai o mulțime de prieteni, mi-ai zis, care te susțin, care te ajută cu, așa, în interior. Cheltuielile ar fi foarte mari să-ți procuri absolut singură toate, pentru că nu găsești nicăieri ștraifuri, trebuie să cumperi plăci întregi, nu? Da. Păi și chiar și ce am primit, dar mă bucur pentru orice. Pentru orice, nu? Da. Ce planuri ai, Raluca, pentru următoarele etape de creație? Pentru Livadă o să vorbim altă dată, poate chiar acolo la Livadă. Da, vreau să vorbesc de Livadă, pentru că am pus pe afiș sigla pe care scrie Livada Enechescu, Livada Artelor Frumoase. Așa. Vreau ca Livada să o promovez prin artă, promovând arta. Da. M-am gândit și să ofer artiștilor de toate genurile, să le ofer să facă vizite la Livadă, să se inspire. Să stea și mai mult timp, să creeze acolo, de ce nu? Da. Încet. Să creeze în atelier, că poate, ca și mine, nu au toate instrumentele. Da. Să se inspire, dacă să se inspire, în primul rând. Să creeze, să adunăm niște lucrări și să facem expoziție aici, în Piatra Neamț. Ce frumos! Dar întâi în Livadă. Știi? De acolo a pornit ideea. Da. Iar la partea de sculptură vreau ca lemnul să fie de acolo, pentru că am o masă lemnoasă foarte bogată. Măr, păr, copaci, salcâmi, groși, nuci, și ei sunt început să mai crape, să se mai rupă. Da, și se pot folosi. Pot folosi tei, am un trunchi de tei. Deci, la sculptură vreau să folosesc materialul lemnos chiar din Livadă. Eu zic bumnii și îmi doresc. Eu îmi doresc nespus să-ți reușească. Deocamdată încă nimeni nu a spart gheața. Știi de ce? Pentru că la un moment dat când va prinde, că și până la urmă o să prinde chestia asta. O să prindă, sunt convinsă. O să te trezești că o să trebuiască să mai achiziționezi materiale și masă lemnoasă și piatră și eu știu. Pentru că mulți vor veni și se vor îndrăgosti de locul ăla și vor dori să revină.
Și între timp le mai spun și altor prieteni, haide spun acolo la rezidența de la Căciulești, că este o minune. Bun, acum din, și din punct de vedere al și creației, mai, ce plan? Mai vreau, mai am un plan. Bun, vreau la anul, încerc la anul, nu știu, să fac o cronică artistică de familie, să adun toate lucrările din casă, să aduc și cărțile, volumele publicate și asta depinde dacă eu reușesc să-i public volumul de poezie, de poezie ultimul volum, post-mortem. Coperta i-am făcut-o, mi-a dat ok-ul pe patul de spital, zice, când am intrat în rezervă, zice, vreau să-mi faci coperta de la ultimul volum. Să o vadă, să o știe. S-o știe. Mi-a zis ce să scriu, ce fotografii să pun, ce citat să scriu și mi-a dat ok-ul. Dar mi-a rămas... Bun, ca o datorie încă neîmplinită, dar în curs. Pentru că eu așa cum te încep să te cunosc, Raluca, atât de răzbătătoare, de, cu siguranță volumul respectiv va apărea în librării. Și căutăm un loc să facem o lansare frumoasă. Da. Un eveniment rotund, însoțit și la expoziție de artă. Da, da, da. Și pe lângă lucrările de pictură și grafică și lucrările mele, o să aduc și câteva obiecte, și acoarele, dacă tata are și el acoarele, să aduc și câteva obiecte personale, ale bunicilor, am găsit tot felul de obiecte și am zis să le păstrez cu sfințenie, știi? Diplomele bunicului, medalii, tot felul de novite și... Da. Astăzi este prima zi a expoziției, tu ai panotat începând de dimineață, de pe la 10. Expoziția este pe Simeze până pe 31 august. Hai să invităm pe iubitorii de artă să vină, să vadă. Eu mă oblig să montez materialul cât mai repede, ca să ajungă la cunoștința lor. Și să știe că aici, în perioada asta, deci 17-31 august, dragi prieteni, iubitori de artă, nemțeni și nu numai, pe Simezele Galeriei Lascăr Vorel sunt mozaicurile Raluca Ioana Enăchescu. Vreau să aduc și eu niște mulțumiri Complexului Muzeal Național Neamț, domnului Ștefan Potop, care a reușit să îmi reprogrameze expoziția, pentru că eram în iunie programată. Am așa, celor două fete, Elena și Mihaela, care m-au ajutat, au fost fantastice. Vecinul meu, Octavian, care m-a adus cu mozaicurile de la București și m-a ajutat și el la panotare. Nu e ușor lucru, da. Nu e ușor să facă cineva, să se ofere cineva să te ajute. Și dumneavoastră. Bun, eu îți mulțumesc ție, pentru că dacă tu nu mi-ai fi dat prilejul să vin să filmez, probabil că acum aș fi stat și eu acasă tolănit, ascuns sub duș, nu știu, la răcoare. Găseați ceva un eveniment cultural, nu? Găseam. Nu era nicio problemă, mergeam până la Tarcău, dacă nu la tabără de acoarelă. În sfârșit, nu asta este important. Important este că expoziția ta este aici, ai dorit-o mai devreme, toate s-au decalat, știi prea bine, nu numai Piatra Neamț, peste tot în țară, bestiola aia invizibilă numită SARS-CoV-2. E mai bine că a fost aici, pentru că am creat încă 5 mini mozaicuri în plus față de ce programase. Deci timpul mi-a fost prieten în privința asta, da. Eu îți mulțumesc, Raluca, mi-ai dat prilejul să vin aici, dai prilejul prietenilor noștri nemțeni să admire pe Simeze o expoziție de mozaic. Este vreau să spun. E o poveste care continuă permanent și va continua probabil mulți ani, dacă voi avea. Nu te-ai gândit să te muți la filiala Neamț, la Uniunea Artiștilor Plastici, ca să fii de-a noastră? Să te... Trebuie să-mi dau titularizarea, poate că anul ăsta, acum în septembrie, să încerc să-mi dau și nu știu cum... O să ții legătura cu domnul Potop, cu cel care va... Nu contează în ce filială sunt Neamț sau București. Bun, tu o să cântărești acum care sunt avantajele și dezavantajele. Eu îți spun din punctul meu de vedere că mi-aș dori să fii membru a filialei Neamț, să ar îmbogăți climatul artistic nemțean.
Raluca, da? Mai revin dacă e. Cu mare plăcere. Mulțumesc și mulțumesc că ți-ai răpit și acum ai venit mult mai devreme față de ora programată ca să putem sta de vorbă. Îți țin pumnii, îți doresc sănătate și putere de muncă, pentru că planuri ai, visuri idei, ai, am, vin, idei pur nu ideile. Se mai spune, da. Și ai și visuri frumoase, care se vor îndeplini, o să vezi, pentru că tu îți dorești și pentru că ești un om bun și frumos și oamenilor buni și frumoși li se îndeplinesc visurile. Îți mulțumesc, mulțumesc Raluca Ioana Enechescu.